Dionisie, din mila lui Dumnezeu, arhiereul slujba lui Dumnezeu, celui întroiță slăvit, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, cugetând la cele din urma ale mele, m-am hotărât, fiind în nezdruncinată firea minții și sufletului meu, să las această dianță spre îndreptat și învățătorul celor ce ne urmează. M-am născut în anul 1868, luna noiembrie, ziua 2, dintr-o familie de pământeni, din comuna Bardar, județul Răpușna, după numele lor chemați Vasile și Andriana Ierham. Le mai dau și aici încă o dată numele lor, ca prin acest zapis să le rămână veșnic al urmării. În lume m-am numit Dimitrie. Din familia moștenit de la tata dragostea de carte și slova noastră românească, iar de la mama întărirea credinței și obiceiurile strămoșești. După puțină carte căpătată acasă, m-am desăvârșit în cunoștințele trebuitoare unui om ce vrea să știe și să cunoască multe. Singur, cu multă trudă și sâmbuință, în liniștea chiriei mele călugărești. Încă de la 15 ani, după hotărârea tatălui meu, am fost ales de degetul lui Dumnezeu ca din 8 copii, eu, mijlocașul, să fiu dat la mănăstire spre slujba lui Dumnezeu. Și așa, în anul 1883, Vasile Ierham și-a dus pe fiul său din Dumitru, Dionisie, arhiereul de acum, la mănăstirea Surucei, în județul Răpușna. Mănăstirea era săracă și acei care se nevoiau prânsa o duceau greu și foarte greu începători. Scumpul meu tată, în câteva rânduri, văzând aceasta, a vrut să mă ia din mănăstire. Dar eu am rămas în hotărârea mea. Așa a făcut Dumnezeu să ridice din neamul fraților și surorilor mele pe unul, care mai apoi pe toți se tragă după el. Și așa s-a făcut. Martorii sunt atâția preoți, învățători și învățătoare, din rudenile mele pe care i-am ajutat să-i văd cu carte și spre folos neamului meu românesc. Am dat și eu slavă lui Dumnezeu pentru aceasta. Din acest an al intrării mele în mănăstire, m-am nevoit cu nevoință călugărești, iată cu ajutorul lui Dumnezeu, 60 de ani. Din care numai în marea dreaptă a chiriei, 25 de ani. În tot timpul slujirii mele, mai ales în darul preoției și arhiereii mele, am căutat să fiu purtător de grijă de sufletele mie încredințate de Sfintele Biserici păstorite de mine. Am tins să-mi fac cu de-adinsul în datoria de păstor și slugă al lui Hristos. Am învățat cu timp și fără timp, propovăduind învățătura Evangheliei, păzindu-mi turma de lumii răzutori și tuturor toate făcându-mă, am căutat să fiu îndreptător pe calea mântuirii și nici de cum privilegi de poticnire pentru ceva. Așa am înțeles slujirea Bisericii și la aceasta am demn pe toți purtătorii de har, de azi și de întotdeauna. Latura îmbogățirii duhovnicești și sufletești, într-un început, am pus-o mai presus de toate. În felul acesta, am căutat să ajung ca mi-a abonat pomor în cerul și nu pe pământești, fiindcă, iată, mă despart de lumea aceasta nimic având. Dar în calea nevoinței acesteia, întotdeauna Domnul a făcut luminarea mea și Mântuitorul meu. De aceea mulțumesc acum lui Dumnezeu de toate și pentru toate, mutându-mă în pace cu încredințare că viața mi-a păzit și calea mi-a săvârșit. În această cale ce apune acum, strig tuturor, mântuiți-vă, fraților. Îmi vine în minte și în ochii inimii trec în goana lor cei 8 ani de zile pe care i-am păstorit în Ismail. Biserica Cetatea Albă Ismail, mireasa arhieriei mele, este comara mea pământească. Legăturile logodnei cu ea nu putem fi rupt de fiii oamenilor pentru nici odinioară. Harul Domnului să o păzească neprihănită și neîntinată de niciun rău în vecii vecilor. Clerului și credincioșilor din eparhia Cetatea Albă Ismailului, las binecuvântările mele arhierești dorind tuturor sporire duhovnicească spre mântuirea sufletelor și slava Bisericii Neamului meu românesc. Am privit-o din patul suferinții mele îndepărtări peste zăbrelele geamurilor și am văzut printre rătrimile odorului de frați eparhia, clerul și credincioșii arceșului meu drag. Soarta vitrică din anul 1940 a bătut asupra neamului românești și asupra mea
Am făcut să fiu trimis a păstoriei Patria Argeșului, să mângâi sufletele întunerate, eu, nemângâiatul, de pierderea Basarabiei noastre. Tuturor, clerului și poporului arteșan, le împărtășesc binecuvântările mele arhierești, dorindu-le har, pace și mântuire de la Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Rog pe Bunul Dumnezeu să le trimită răsplată cerească pentru dragostea de frați cu care ne-au primit și tratat în această mare ispită trimisă țării și nouă de cel atotputernic. Acolo, pe Pământul Argeșului, prin tot amarul prin care am fost trecut și eu cu prilejul retragerii mele, cu toții am plâns de bucuria dezrobirii Pământului nostru răvășit din Basarabia, fie numele Domnului binecuvântat. Arhiepiscopia Chișinăului, la care am slujit ca vicar atâta timp, din trupul căruia canonicește mă trag, îi păstrești toată recunoștința de fiul. Tuturor fraților mei din această de Dumnezeu păzită arhiepiscopie, le las binecuvântări arhierești, rugând pe Dumnezeu să înmulțească harul și tot darul cel de sus peste toți. Pentru ca să nu rămână vreo legătură pusă de mine nedezlegată, după puterea ce mi se dată, dau dezlegare tuturor acelora care au fost legați sau oprit de mine, afară de cei care au fost sub legăturile canonice prevăzute de canoanele Sfinților Apostoli și Sfinților Părinți. Tuturor binecredincioșilor creștini, le las celor vii binecuvântări și îndemn de a fi tare în credință și a se mântui într-un Hristos, iar celor morți în tare și dezlegare pentru cele săvârșite în viață, cu voie și fără de voie. Neamului meu întreg, îi doresc întregirea graniților și atingerea tuturor idealurilor la care am aspirat și noi și strămoșii noștri, și pentru care noi adesea ne-am pus în primejdii mari, scăpând de la dușman până și pe cei ce plecau în 1918 să șteargă hotarul nedrept al brutului. Cu limbă de moarte, îndemn pe toți la unire, bărbăție și credință într-o apărare a sărăciei și moșiei românești, strânși uniți în jurul tronului conducătorului nostru. Fraților români, să faceți ca tot cei românesc să fie veșnic și neperitori. Dar iată că îi văd într-o ceață luminoasă prin mintea mea și pe confrații mei vlădici. De ei vorbesc la urmă, fiindcă așa este starea noastră vlădicească, să fim slugi tuturor și cei de pe urmă. Toată ceata arhiereilor mi-a fost și rămâne scumpă. Cu ei m-am nevoit în nevoile bisericii și neamului și tot cu ei am presărtat în bucurie. Tuturor le cer iertare și le o împărtășesc și eu. Iar în viața acelea mai rămas, o izbândă și propășire în cele ale neamului, ale Bisericii Neamului. Pe toți și pe toate, vlădici, preoți, mireni, frați și surori, îi rog să nu mă uite, să nu mă lase în rugăciuni, cerându-mi de la Domnul odihnă și iertare după spăciumata mea viață domnitească. Și acum, trecând la cele vremelnice pământești, de la început caut să mărturisesc că o viață întreagă am trăit-o pentru mănăstire și pentru alții. În viața mea n-am folosit nimic ce a fost trăit. După câștigul urâte n-am mânat. De aceea, acum la apusul zilelor mele, n-am nimic. M-am slăbuit să fac și cu voia Domnului. Am izbândit să duc de la bun sfârșit biserica din Prisaca și din Borisăuca, iar biserica de la Episcopia din Ismail, am conceput-o și cu cheltuiala Eparhiei am zidit-o, lui Dumnezeu să cuvine slavă pentru toate acestea. Iar pentru mine este meritul îndemn. Anual, la ziua morții mele, să mi se facă rugăciune. Porcesc la toate rudenile mele, ca nimeni și niciodată să nu pretindă sub orice fel ar fi casa mea de mănăstirea sfântă. La grame, la via de 4,5 hectare și la pământul de 3 hectare. Toate acestea au fost agonisite de mine, din chiperiseala simpliei ce o aveam și pe toate acestea le las mănăstirii în proprietate neînstrăinabilă. Poruncesc și soborului mănăstirii anual, de ziua morții mele, să-mi facă pomenire și de fiecare dată să ajute câte pe 3 sermani cu ceva milosenie. Fără să o arăt eu, ca nu cumva mai târziu aceasta să pară o sarcină.
Biblioteca mea, deși răvășită, o las seminarul teologic din Chișinău. După ce domnul profesor Tomescu și părintele director, părintele econom, Stavrofor Bejan, își vor alege din ea unele cărți pentru uzul lor la catedră și chiar traduceri pe folosul tuturor. Locul înmormântării tare aș dori și pentru mine să fie la Ismail. Dar calea nevoioasă și lungă, precum și vremea grea de acum, mă fac să înțeleg că aceasta nu se va putea. Din cele două perechi de veșminte arhierești, în una cea roșie, voi fi înmormântat, iar cealaltă pereche gălbuie, dispun a fi trimisă la Ismail spre pomenirea mea. Alte lucruri mai mici din cele arhierești, cruci, cârge, engolpioane, etc. Ce se vor mai găsi, se vor preda catedralele din Chișinău. Toate sumele ce se vor cuveni a fi ridicate pentru mine de la stat, dispun a fi ridicate de către părintele Bolbocean, care va plăti cu ele toate cheltuielile făcute cu mormântarea mea de către părintele Procopan, pe care le sărcinez cu această grijă. Toate sumele ce vor mai rămâne, o autorizez pe părintele Bolbocean să le predea numai din patele mele, preoteasă pătrului, cu copiii. Zagorodnăi din Suruce. În felul acesta, mi se pare că am încheiat toate socotelile mele în cele pământești, îndemnând pe toți frații creștini de totdeauna să se mântuiască în credința noastră, singura adevărată și veșnică. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru toate ce mi-a fost, ce mi-a trimis în viață. Sunt gata, am înfățișat judecătorul din celul prea înalt, drept și veșnic. Căruia slavă se cuvine. Sfântul Ierarh Dionisie s-a născut în satul Bardar, județul Lăpușna, din Basarabia, în ziua de 2 noiembrie 1868. Primind la botez numele Dimitrie, părinții săi Vasile și Adriana Erhan erau răzești din neamul arcașilor Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. Cei 8 copii ai acestei familii binecuvântate au moștenit după mărturia Sfântului de la tatăl lor dragostea de carte și slova noastră românească, iar de la mama întărirea în credință și obiceiurile strămoșești. La vârsta de 15 ani, simțind dorul de Dumnezeu și dorința de a îmbrăca haina monahală, Dimitrie a intrat în obștea schitului Suruceni, aflată în apropierea Chișinăului, fiind primit cu bunătate de ieroschimonahul Serafim Blănaru, stareți cu înaltă trăire duhovnicească. Acolo, prin smerenie și ascultare desăvârșită, prin stăruința rostirii rugăciunii lui Iisus și prin citirea cărților de folos, a pus bazele formării duhovnicești prin virtuți alese. Fiind înzestrat cu o voce duioasă, fratele Dimitrie s-a arătat râvnitor față de sfintele slujbe și cântări bisericești, dar și dornic de cunoașterea sârguindu-se să citească zilnic, pe lângă cărțile de slujbă și viețile sfinților, canoanele bisericii și învățătura de credință, dar mai ales Sfânta Scriptură, încât se spunea despre el că știa Biblia pe de rost. De asemenea, a citit cu multă râvnă scrieri ale sfinților părinți, care i-au fost călăuză în viață, pildă de predică folositoare de suflet și sprijin în momentele de răscruce. După 7 ani de ascultare, a fost făcut rasofor, iar după alți 9 a fost stuns în monahism în anul 1899, primind numele Dionisie. A fost hirotonit ierodiacon în anul 1900 și eromonah în anul 1904. Dovedind o viață aleasă, blândețe, dar și fermitate în apărarea dreptei credinței și a poporului asuprit, ieromonahul Dionisie s-a bucurat de aprecierea credincioșilor care îl căutau pentru sfat duhovnicesc, dar și a intelectualităților care îi sorbeau cuvintele și învățăturile pline de tâlc rostite în dulcile grai al vechilor cazanii.
precum și a monahilor de obște, din obștea mănăstirii care, apreciindu-i virtuțile și înțelepciunea dobândite prin multe lecturi și nevoințe duhovnicești, darul oratoriei, smerenia și dragostea față de frați și pelerini, l-au ales ca să le fie povățuitor și stareți în anul 1908. În această slujire i-a învățat să citească și să scrie românește pe toți cei 60 de călugări din obștea sa. Tânărul stareț a avut un rol de asemenea în acele vremuri grele, în care Basarabia era amenințată de teroarea bolșevică ateie, întrucât a propovăduit cu credință neșovăielnică renașterea duhovnicească și națională, lucrând cu o sârdie la realizarea idealului de unitate a românilor în perioada premergătoare momentului istoric de la 27 noiembrie 1918, dar și după acesta. Sfântul Dionisie, ca duhovnic și ca predicator, i-a încurajat și însuflețit pe mulți contemporani ai săi să lucreze pentru unitatea neamului, ceea ce a determinat pe marele istoric Nicolae Iorga, pe profesorii de teologie, preotul Gala Galaction și Nichifor Crainic, precum și pe alți oameni de seamă ai epocii, să-l caute pentru sfat și binecuvântare, pe toți povățuindu-i cu multă dragoste și cu părintei, ca un părinte iubitor. Pentru activitatea sa bisericească deosebită, dar și pentru viața sa duhovnicească, prin care ajunsese foarte cunoscut și iubit de toți basarabenii, a fost ales ca arhiereu vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului și Hotinului la 22 iulie 1918, cu titulatura al Ismailului, fiind hirotonit în Catedrala Metropolitană din Iași de către Mitropolitul Pimon Georgescu. Atât în calitate de vicar, cât și ca episcop al Eparhiei Cetății Albe, Ismail, începând din anul 1934, a contribuit la revigorarea vieții bisericești din Basarabia, intensificând activități misionare, culturale și educaționale prin predicarea Evangheliei, readucerea multora de la rătăcirea inochentismului, încurajarea monahilor din mănăstiri, cărora le era model de viețuire și slujire. Pe mulți tineri a sprijinit la învățătură pe cheltuiala sa, acordându-le burse de studii, însuflețind oamenii și instituțiile prin sfatul său părintesc și duhovnicesc, izvorând din experiența bisericii și a vieții sale. Sfintele slujbe le săvârșea întotdeauna cu evlavie și în liniște, nevorbind cu nimeni și fiind neîncetat în stare de rugăciune. Pe lângă lucrarea de zidire sufletească pe care o înfăptuise episcopul Dionisie, a refăcut din temelii biserica reședinței episcopale din Ismail, a înființat un orfelinat și a deschis o tipografie și o fabrică de lumânări. Din îndemnul său au fost reparate multe biserici din județul Ismail. La mănăstirea Borisăuca a întemeiat o școală de pictură bisericească, o bibliotecă și un atelier de covoare și țesături naționale. La Giurgiulești a contribuit la construcția unei școli pe lângă biserică, iar în orașul Bolgrad a reparat catedrala Schimbarea la Față, construită între anii 1833 și 1834. De asemenea, pe cheltuiala sa a ridicat o biserică în ținutul său natal, la Sociteni. După ocuparea Basarabiei de către trupele sovietice în anul 1940, s-a refugiat în Episcopia Argeșului, unde a păstorit credincioșii vreme de un an. Apoi, împovărat de ani și de suferințele provocate de boli, s-a întors la mănăstirea sa de Metanie, pe care a găsit-o prădată de ocupanții atei. S-a străduit să refacă obștea și să readucă mănăstirea la bunăstarea de odinioară. După 75 de ani de
din viață, din care 60 de viețuire monahală și 25 de slujire arhierească, Sfântul Dionisie și-a cunoscut apropierea sfârșitului pământesc și a alcătuit testamentul său duhovnicesc, apoi și-a dat sufletul în mâinile Domnului, în data de 17 septembrie 1943, în spitalul din Chișinău.